Căminul cultural din Buleta, Comuna Mihăiești, a fost transformat în timp record într-un modern centru zonal de vaccinare împotriva COVID-19. Un ajutor important în dotarea acestuia a fost dat de medicul Adrian Străinu Cercel. Cabinete medicale, da. Pentru locuitorii Comunei Mihăiești, locuitorii orașului Băile Govora, locuitorii orașului Ognele Mari, Comunei Bunești, Comunei Străinești. Îi așteptăm cu drag. Noi suntem pregătiți din punct de vedere administrativ. Băieții, echipa de la primărie, au făcut eforturi ca să poată să pună la dispoziție exact ce trebuie cetățenilor prin fonduri proprii, unde am făcut dotarea conform graficului care l-am primit și programului care l-am primit de la ISU și de la Direcția de Sănătate Publică. Au venit, ne-au autorizat, acum așteptăm vaccinul. Avem solicitări, avem tot ce ne trebuie. Deci, din punct de vedere administrativ, totul este pus la punct. Acea măsuță specială de inox cu rotițe pentru tăvițele cu vaccin și ce trebuie pentru vaccinare. Acest scaun reglabil care se reglează pentru pacienții care vin la vaccinare. Aici e scaunul medicului, care medicul respectiv sau asistenta medicală care face vaccinul să-și facă registru și acolo acea notieră la fel cu materialele care trebuie puse la dispoziție pentru vaccinarea unui cetățean. Cum vedeți dumneavoastră, la intrare acolo avem un reprezentant care înregistrează, un reprezentant care ia temperatura pentru oamenii care vin, aici așteaptă și dânsul cheamă și îl vaccinează, după care urmează pașii pentru ieșire. Da? Avem intrarea principală, se vede însoțind lunga verde până aici și de aici pleacă în continuare pentru fiecare cabinet. Vor fi puse în fața fiecărui cabinet câte două scaune exact cum sunt puse și acolo e sala de așteptare care așteaptă. După care se vaccinează, încă mai stau 15 minute, să nu cumva să apară vreo reacție pozitivă sau negativă, în așa fel încât ca cetățenii să meargă liniștiți acasă cu mijlocul de transport care au fost pus de către primărie sau de ei singuri, ca să poată să meargă la domiciliu exact cum au venit. Tot avem acele magazine speciale care le vedeți și dumneavoastră acolo pentru cei care se ocupă de vaccinare să se schimbe, să poată să le-am pus la dispoziție toaletele respective din căminul celălalt, o să mergem și acolo să vedeți dumneavoastră, generatorul în caz de rămânem fără curent și absolut tot, camera specială unde se ține vaccinul, sub cheie, frigidere și așa mai departe. Totul absolut exact după normele care sunt și care le vedeți și dumneavoastră, cu recepție, cu triaj și tot ce trebuie, registratură. Vedeți dumneavoastră, toate sunt pregătite, așa fel că toate sunt la fel, nu există nicio diferență între ele toate sunt noi nouțe, nu avem niciun fel de material adus din altă parte sau folosit, sau vedeți dumneavoastră, deci toate sunt făcute exact cum trebuie, da? Avem pat, aici trebuie să facem consultații, avem unul care are probleme medicale și trebuie înainte de a fi vaccinat, trebuie verificat de către medic să ia tensiunea, să verifice din toate punctele de vedere. Bineînțeles că aici, ca să fie intimitate, a făcut și avem provizat niște perdeluțe, în așa fel încât ca medicul să poată să-și desfășoare activitatea cu pacientul respectiv în condiții optime, provizorii, să zicem, deocamdată. Aici avem generatorul care, dacă nu avem curent, acest generator l-am achiziționat ca să putem să facem pentru cele două frigidere. Cablurile le avem trase, frigiderele sunt noi nouțe. Aceasta este magazin special unde se ține cele două frigidere și acele vaccinurile respective. Care el va fi încuiat, va fi medicul coordonator, va da, să nu pățim și noi incidentul ca în alte localități, că am înțeles. Da, astăzi au stricat frigiderele. S-au stricat frigiderele sau respectivul. Aici, la fel, avem materialele care au fost folosite. Da? Aici va fi materialele. Da, se vor depozita sticluțele de la vaccin, acele folosite, siringile folosite și tot ce avem noi la nivel de vaccinare. Vedeți dumneavoastră, am făcut exact după normele care le-am primit. Aici avem vestiarul, care vedeți dumneavoastră, unde aici se vor schimba medicii, asistenții și toți vor fi schimbați ca să-și ia costumele speciale de protecție și tot ce au dâns și luați la nivel de localitate. După care au nevoie, să zicem că sunt cetățeni care au nevoie să meargă la toaletă, vor merge acolo la toaletă, unde avem două toalete făcute pentru
pentru rampă pentru persoanele cu handicap, care va merge până la cap, ieșire la fel pentru persoane cu handicap, iar aici avem cele două toalete care le folosim pentru cei care au nevoie, să zicem, înainte sau după vaccinare. Aici este o toaletă pentru pacienți. Pentru pacienți, da? Ușa, da. Exact, specială, dezinfectate, făcute special așezate. Și aici și avem pentru cadrele medicale. Pentru femei și bărbați, cadrele medicale, dar din fericire avem numai femei. Mm-hmm. Trecute pe lista de așteptare pentru vaccinarea respectivă. Avem iar la fel un spațiu special amenajat pentru dacă vrea să se vrească masa, cu un filtru de cafea, un aparat de, un frigider unde pot să-și bage și pot ca medicii sau asistenții să își servească și ei un mic dejun sau un pachetel care a venit cu el de acasă.